Am găsit prezentarea, mulțumesc pentru răbdare. Este vorba de o prezentare pe care am intitulat-o Comunicarea Iubirii. Comunicarea Iubirii în familie, pentru că vă interesează mai mult pe frații și surorile din Paris Grenelle, pentru că este o problemă care ne vizează pe toți, dar în principal îi vizează pe cei care trăiesc în afara țării de origine. Am să plec de la un adevăr recunoscut de multă lume, știu de toți cei care sunt în prezenți, că un copil este un produs vectorial la care participă mai mulți vectori, dar sunt principal doi vectori. Unul este capitalul cultural din familie, chiar așa se numește în sociologie, capitalul cultural. Lucru cu care pleacă un copil din familie. Și al doilea este epoca în care se formează. Este acest spirit al timpului pe care îl prinde copilul și care diferă de spiritul timpului pe care l-a prins tatăl și l-a prins mama. Deci fiecare generație inhalează alt zeitgeist, cum spun nemții, alt spirit al timpului, dar îl asimilează cu instrumentele intelectuale și afective pe care le-a pus la dispoziție familia în primii 7 ani și după aceea. Urmează după familie școala, biserica și așa mai departe, dar există acest capital inițial cu care copilul pleacă în lume și el ajunge să fie o combinație între familie și epocă. Este explicația faptului că suntem diferiți ca generații, avem orientări de valoare diferite, avem de multe ori convingeri diferite, avem, dacă vreți, un tip de sensibilitate diferit și chiar un tip de curiozitate. Ceea ce interesa pe părinții mai interesează pe copii. Și invers, ceea ce interesează pe copii, părinții lasă reci și nu înțeleg de ce se duc în direcția aia, de ce le place un lucru sau altul. Pentru că raportul dintre ce a pus familia în copil și ce pune evoca prin toate canalele, prin mass media, prin new media, aceste noi mijloace pe internet, rețelele sociale, blogurile, site-urile și așa mai departe, prin colegii cu care se întâlnește la școală, care îi formează și prin asta înseamnă că și părinții colegilor lui participă la formarea copilului tău. Deci sunt o serie întreagă de factori care fac ca el să fie scos parțial din familie și să intre sub influența epocii. O să vă spun două lucruri importante. Sunt două rupturi foarte importante. Pe de o parte este ruptura cronologică pe verticală de epocă. Actualii bunici au fost formați în totalitate în epoca industrială, cu toate păcatele ei, cu toate limitele ei și cu toate frumusețile ei. Da? Actualii părinți sunt parțial, au început în epoca industrială și au ajuns să se formeze în epoca informațională, mai ales la nivel de facultate, dacă au ajuns să devină programatori, ingineri de sistem și așa mai departe, gestionari de baze de date. Sunt meserii noi care țin de epoca informațională. Copiii noștri vor trăi într-o epocă în care inteligența artificială va face legea. Trăiesc într-o epocă, vor trăi într-o epocă în care totul se va robotiza și când zic robot, nu zic un nene Adela cu ochii mari și cu care merge pe șenile și vorbește cu voce groasă. Roboții de azi sunt niște softuri. Sunt niște algoritmi matematici care rezolvă o serie întreagă de probleme, inclusiv targetarea publicurilor până la individ. E motivul pentru care dacă ai apăsat pe o pereche de pantofi, încep să curgă reclame cu pantofi zile întregi la rând, ați văzut. Apeși pe carte, apar reclamele cu cartea. Te-au identificat, te-au localizat și încep să-ți trimită. Asta înseamnă robotizarea comunicării până la deci își definesc publicul țintă nu doar ca grup, ci și ca individ.
Asta înseamnă, e aproape diabolică, această evoluție a inteligenței artificiale, care ajunge să facă ravagii în unele domenii. Ce se întâmplă cu copiii noștri? Ajungem să nu-i mai înțelegem. Sunt situații în care copiii fac studii în niște școli și în niște facultăți despre care părinții nu știu să vorbească și nu pot să spună cu ce se ocupă. Alții au părinți, copii angajați în anumite corporații în care nu știu cum își câștigă banii, nu au înțeles cum își, din ce trăiesc, pentru că nu știu cu ce se ocupă acolo, nu înțeleg. E o meserie atât de nouă că nu înțeleg în ce constă. Ei știau profesor, inginer, avocat sau medic și s-au trezit că sunt relaționiști, adică lucrează în relații publice sau sunt director într-o firmă de publicitate. Nu înțeleg de ce și nu pricep de unde vin atâția bani, pentru că în industria asta comunicării se câștigă foarte mult. Iată de ce apare o ruptură între generații mai mare ca niciodată. Pentru că acum nu mai este vorba doar de o trecere de la o generație la alta, e trecerea de la o epocă istorică la altă epocă istorică. Noi am prins să trăim în acest interval între epoca industrială și epoca informațională, în care se schimbă toate reperele. Pentru că obiectul muncii devine informația. Vă dați seama ce ruptură extraordinară? Și că aici nu mai este vorba de limbaj comun, părinții nu mai au limbaj comun cu copiii lor. Asta ce înseamnă? Că nu mai pot comunica. Și că se uită la ei jenați dacă mai vin acasă de Crăciun, de Anul Nou sau de sărbătorile familiale, stau câteva zile, două, trei zile, după care spun că au treabă și pleacă sau se duc să se întâlnească cu colegii lor de generație, să duc la schi, la munte, să duc în excursie la mare, în Grecia sau în Italia, nu mai stau acasă. De ce? Nu au ce vorbi cu părinții lor. E îngrozitor. Imaginea mea plastică este că există un râu foarte lung sau o prăpastie între părinți și copii. Copiii se duc tot mai departe, părinții rămân pe malul ăsta și ajung să-și vorbească prin semne și abia dacă se mai înțeleg. De ce? Pentru că ruptura asta extraordinară pe care vorbea acum 40 de ani Elvin Toffler în celebra lui carte Al Treilea Val, asta este. Al Treilea Val era de fapt civilizația informațională care vine peste civilizația industrială și care rupe generațiile între ele, rupe familii între copii și părinți. Asta este deci o ruptură de limbaj. Dar mai există o ruptură. O ruptură de limbă. Credeți că limbajul e una, limba e alta. Eu pot să vorbesc în limba română, limba e aceeași, dar pot să folosesc un limbaj juridic, un limbaj medical, un limbaj sau un limbaj comun, da? Sau un limbaj matematic. Deci limba e tot aia. Și de multe ori noi, atunci când nu avem limbajul comun, noi credem că am comunicat și am vorbit românește, dar el a înțeles altceva. Pentru că sensul cuvintelor în limbajul lui, dacă are, eu știu, un jargon sau un argou, este cu totul altul decât în limbajele noastre. Iată de ce problema limbajului e o problemă de ruptură de civilizație, cum v-am povestit, dar mai este o ruptură care e orizontală, nu e pe vertical. Trecerea de la o cultură la alta, de la o civilizație la alta, de la civilizația românească la civilizația franțuzească, de la cultura română la cultura franceză. Aici e marea problemă. Pentru că e și o trecere de la o limbă naturală la altă limbă naturală, de la limba română la limba franceză. Și aici riscăm nu numai să ne pierdem copiii noi ca părinți, să ne pierdem copiii ca membrii ai bisericii. Sunt studii pe care domnul Cristian Modan, știu că l-ați avut invitat, le-a cunoscut, a vorbit despre ele, în care se spune așa, că la studii făcute în Statele Unite, bisericile înființate pe criterii etnice, care și-au pierdut generația a doua, sau dacă nu a doua, atunci pe a treia, pentru că au insistat să țină serviciile divine exclusiv în limba maternă, adică în limba comunității etnice. N-au trecut la limba
țării gazdă. O să spuneți, dar de ce trebuia să treacă? Nu, da, trebuia să treacă pentru un fenomen interesant sezizat de sociologi. Cei care au emigrat înainte de vârsta de 14 ani, țin minte vorba de acasă, vorba din biserică, rămân fideli limbii materne, limbii originare și să simt bine în ea. Cei care se duc acolo sau se nasc acolo, se duc foarte mici sau se nasc în străinătate, chiar dacă o înțeleg, nu mai simt că e limba lor. Este limba părinților. Știți ce înseamnă că e limba părinților? Este limba celor bătrâni, este limba celor mai mari, dar nu e limba noastră. Nu ne recunoaștem în ea. Și atunci, cum vor percepe limba în care se face serviciul religios? Ca pe o limbă demodată, ca pe o limbă expirată, ca pe o limbă îmbătrânită, ca pe o limbă a babaților, ca pe o limbă a celor care aparțin trecutului. Iar limba franceză este limba care aparține viitorului. Este exact ce s-a întâmplat în republicile sovietice, mi-au povestit oameni de acolo, intelectuali, profesori universitari, oameni cu care eu mă întâlneam când țineam cursuri la Chișinău, am avut o extensie universitară ani de zile și ne duceam acolo câte 3-4 săptămâni, țineam cursuri modulate și veneam înapoi și se duceau alți colegi. Și tot așa am produs acolo, nu mă laud, e o constatare, am produs prima generație de specialiști în comunicare ai Republicii Moldova. Până a venit Voronin și a spus că e imperialist cultural și a desfințat aceste secții universitare. Ce vreau să vă spun? Colegii mei de acolo spuneau, când erau sovietici aici, toată lumea vorbea limba rusă la oraș, pentru că limba română era considerată limba țăranilor, era considerată limba bătrânilor. Numai părinții și bunii noștri vorbeau moldovenește, că nici nu spuneau că e limba română, că e limba moldovenească. Ne era rușine să vorbim limba moldovenească. Vorbeam în limba rusă, fiindcă era limba ocupantului, dar era limba la modă, era limba trendy, era limba viitorului. Așa ni se spunea, că viitorul este făurirea comunismului în toată lumea și că principalul agent al acestui progres este Uniunea Sovietică, care avea limba oficială, limba rusă. Observați ce vreau să vă spun? Există în mintea oamenilor, nu numai a copiilor, în mintea oamenilor o diferență între limba dominantă și limba dominată, între limba actuală și limba veche, între limba care merită învățată și practicată și limba care poate fi interesantă, are frumusețea ei, dar care nu mai merită practicată. Vedeți ce faceți cu această problemă. Și o să încerc să vă dau niște sugestii la sfârșitul intervenției mele. Că aici este dumneavoastră, vă aflați în situația, ca părinți, vă aflați în situația să trăiți aceste rupturi și pe verticală și pe orizontală. Pe verticală, pentru că se schimbă civilizația, pe orizontală, pentru că ați schimbat cultura și odată cu ea limba. Și asta face ca biserica să fie în pericol pentru că s-ar putea să îmbătrânească și până la urmă să dispară. De ce? S-a întâmplat exact în Statele Unite. Întâi s-a pierdut a doua generație și pe urmă la a treia s-a terminat. Este foarte foarte greu de înțeles acest, adică nu greu, cum să vă spun, e nu greu de înțeles, e greu de acceptat. E greu de acceptat și știu că nu vă pică bine unora dintre dumneavoastră, dar e bine să încercăm să înțelegem despre ce e vorba. E periculos. Este motivul pentru care am să vă vorbesc despre comunicarea iubirii în familie și în biserică.
Este un autor, l-ați văzut aici, Gary Chapman. Poate ați văzut cartea aceasta, care se numește Cele cinci limbaje ale iubirii, care spune așa, că există mai multe modalități firești de comunicare a iubirii noastre către cineva. Prima este să-i spunem celui iubit că-l iubim. Să-i spunem în multe feluri și cât mai frecvent, astfel încât el să știe că va avea întotdeauna un punct solid în iubirea noastră. Să nu credem că e ceva de la sine înțeles, că de multe ori facem greșeala asta. Să înțelege că-l iubesc, nu sunt taică-su. Dar nu i-ai spus-o. Nu i-ai spus-o și de multe ori el nu știe să interpreteze niște priviri ale tale sau niște gesturi ale tale. E nevoie și de vorbe. Pe urmă, să petrecem cât mai mult timp cu persoana iubită. Asta spune Chapman, că una dintre dovezile de iubire, care nu au nevoie de vorbe, e dovadă, este timpul petrecut cu persoana respectivă. Ia gândiți-vă cât timp petreceți cu copiii dumneavoastră. Dar timp de calitate, că degeaba stau cu telecomanda în mână și zapez pe televizor și copilul stă lângă mine și zice, păi suntem împreună, nu stăm în aceeași cameră. Copilul ăla nu are comunicare cu tine. Nu are o relație calitativă cu tine. Deci, un timp de calitate în care, spune el, se creează amintiri de neuitat, se creează conexiuni sufletești, care ne sprijină întotdeauna la greu, schimburile de gânduri și de visuri, visăm împreună cu copilul nostru, ne facem planuri împreună cu el, îl învățăm să se proiecteze în viitor, îl învățăm să viseze la o alternativă, la o variantă mai bună a lui însuși, să-și dorească să evolueze, să viseze la o variantă mai bună a școlii lui, a comunității, a bisericii, a țării lui. Asta înseamnă să visăm împreună. Și care îi fac pe cei care se iubesc să nu se mai înstrăineze niciodată. Pe urmă, să facem daruri celor iubiți. Nu neapărat daruri scumpe. Știți care e mesajul cu adevărat al unui dar? Există o întreagă literatură, daruri ca formă de comunicare. Este unul, Marcel Mauss, M-A-U-S-S-E. Marcel Mauss este unul din antropologii francezi care au cercetat fenomenul darului ca formă de comunicare. Important e ca darul să corespundă cu personalitatea celui căruia îl dai. Acel om să vadă că îl cunoști, să-l vadă că apreciezi o anumită aptitudine a lui, un anumit interes, o anumită trăsătură de caracter. Dacă darul este așa formal, e valabil pentru toată lumea, sau vede că l-ai cumpărat la repezeală, ăla nu-i transmite nimic. Deci, faptul că am observat că ce i-ar fi de folos, ce i s-ar potrivi, ce l-ar bucura, i-ar crea o bucurie, darul ăsta îl face pe cel care primește darul mai bun decât era înainte. Îl face un om mai bun. Iată de ce darul este alt limbaj al iubirii. Pe urmă, să le facem servicii mai mici sau mai mari. Servicii domestice, de natură profesională, de natură școlară, să-i ajutăm, să le facem înlesniri, să-i ajutăm la treabă, să-i degrevăm de unele sarcini. Asta putem face și cu soția sau cu soțul, dar putem face și copilul nostru. Și am zis eu aici, nu capricii, ci servicii. Rimează, poate rețineți mai ușor. Nu capricii, ci servicii. Să ne facem servicii reciproc. Și să nu mai ne vorbim peste umăr, să nu mai spunem mai zi mai repede că n-am timp și să încercăm să ne uităm în ochii celuilalt, să ne întoarcem cu fața la ei și să-l privim cu atenție, ca pe cel mai important om din viața noastră. Pe urmă, contactul fizic, îmbrățișări, mângâieri, gesturi, priviri tandre, zâmbete, tot ce presupune limbajul non-verbal și paraverbal. Deci pe lângă limbajul verbal, vorbe, există un limbaj non-verbal, mimică, privire, zâmbet, atitudine, poziția corpului, da? Stăm aplecați în față, ne interesează ce spune celălalt, ne lăsăm pe spate, ne interesează mai puțin, dacă mai punem și mâinile în piept, am închis prăvălia, nu ne mai interesează deloc. Unii se mai uită și la ceas din când în când. Cu atitudini de genul ăsta, nu-l convingi pe copilul tău că-l iubești. Degeaba îi spui pe gură
te iubești, știi că tata te iubește, dacă nu arăți prin modul în care te comporți. Toate lucrurile astea îi fac pe copii să aibă la ce să revină, cum se spune în Biblie. Chiar dacă vor pleca vreodată, au la ce să se întoarcă. Pentru că le-am transmis nu numai cuvântul lui Dumnezeu. Nu le-am transmis doar Evanghelia, le-am transmis conținut uman, conținut omenesc. Să-mi permit să vă citesc din Arsenie Boca. Spunea la un moment dat acest preot și călugăr, zice, până la o vârstă dăm altora din ceea ce avem. De la o vârstă încolo dăm din ceea ce suntem. Dragi frați și surori, nu putem să dăm altuia din ce nu suntem noi. Dacă nu suntem oameni onești, nu putem să transmitem onestitate. Dacă nu suntem oameni muncitori și harnici, nu putem să transmitem harnicie. Noi, în primul rând, trebuie să fim așa. O dată, pentru că funcționează exemplu personal, și a doua, pentru că avem dreptul să vorbim despre harnicie și despre cinste și despre asta, pentru că suntem noi înșine mărturii pentru așa ceva. Stăm ca mărturie pentru aceste virtuți ale moralei creștine. Într-o familie care locuiește în altă țară, pentru ca iubirea între membrii să poată fi exprimată pe deplin prin cele cinci modalități, se cuvine ca limba maternă a părinților, vorbită de preferință în casă, să fie completată cu limba țării de adopție. Faceți și dumneavoastră un efort, că eu știu cum e. De multe ori dumneavoastră simțiți un stres, e celebrul stres de adaptare, simțiți dumneavoastră că trebuie să vorbiți tot timpul în limba franceză și când ajungeți acasă simțiți de voia să vă relaxați și treceți pe română. Pentru copiii dumneavoastră nu e același lucru. Pentru că ei nu simt stres. Ei să simt, să recunosc mai bine în limba țării de adopție. Mai ales dacă au venit acolo până în 14 ani sau au venit, s-au născut acolo. Pentru ea e lumea lor. Este România sau limba română. Deci este o reacție firească a copiilor de adaptare la lumea conjurătoare și mai viitorul lor. Ei sunt familiarizat mai mult cu limba vorbită la școală, în cartier, în societate. România poate rămâne limba, România poate să rămână limba iubirii și implicit a credinței în familie. Există o carte foarte interesantă, sper să o găsiți în Franța, chiar așa zice, Limba iubirii, al lui Elias Canetti. Elias Canetti este un evreu născut la Rusiuc, spune el, adică la ruse, trece Dunărea și trece prin România, traversează și pleacă cu familia, emigrează între cele două războaie mondiale și ajunge la Viena. De la Viena la Elveția și așa mai departe. Ajunge un mare scriitor. Elias Canetti are o serie întreagă de cărți prin care vreo 5, 6, 7 au fost traduse și în limba română. Le-am citit pe toate. Este extrem de interesant. Una dintre cărți, care este mai mult memorialistică, se numește Limba iubirii. Știți ce înțelege prin limba iubirii? E limba germană în care vorbeau părinții lui când nu vreau ca el să înțeleagă ce vorbesc. Și lui, când era mic, lui se părea așa o chestie foarte misterioasă și ciudată. Și de multe ori crea în el ciudă că ei vorbesc, sunt complici, vorbesc între ei în limba aia și el nu înțelege. Să simțea exclus. Pormul treceau pe ivrit sau pe ce vorbeau ei acolo, pe bulgărește, pe engleză. Dar în limba germană, el a spus, zice, mai târziu mi-am dat seama că era limba iubirii, s-au iubit foarte mult părinții mei și le era drag să vorbească în limba aia pentru că era o limbă intimă, numai a lor. Și nu intram și restul familiei în ea. Asta, zice, m-a făcut să mă adaptez foarte ușor în Elveția, când m-am trezit că elvețienii din jurul meu vorbeau toți limba iubirii, adică limba în care vorbiseră părinții lui în timpul șederii în Bulgaria. Vedeți cât de interesant este cum rămâne în mintea unui copil limba părinților lui, dar să fie limba unor părinți care se iubesc, limba unor părinți care îl iubesc pe Dumnezeu, limba unor părinți care se comportă ca atare, limba unor părinți care sunt mărturie pentru ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Și atunci lucrurile astea se pot împleti.
această limbă, limba română, poate rămâne o limbă a iubirii, o limbă a familiei, o limbă a bisericii, dar nu exclusiv. Țineți minte că dacă veți exclude, fără să vă gândiți, limba franceză în care copilul se simte ca pește în apă, îl veți păgubi pe el și s-ar putea să păgubiți biserica de membri. Părinții trebuie să îi însoțească pe copiii lor în însușirea vocabularului mai avansat al limbii de adopție. Da? Limba maternă să rămână o limbă a afectivității, a sentimentului, dar limba țării de adopție să fie perfecționată, pentru că limbajul este un instrument extrem de prețios. De ce este prețios? Fiți foarte atenți, că de regulă se numește limbajul instrument de comunicare, da, dar înainte de a fi instrument de comunicare, e instrument de gândire. Noi nu putem gândi decât în limbaj. Se numește limbaj interior. Dacă e instrument de gândire, devine instrument de cunoaștere. Prin intermediul limbajului cunosc realitatea și mă cunosc pe mine însumi. Dacă am un limbaj sărac, voi avea cunoștințe sărace și care nu se leagă între ele. Voi avea un limbaj bogat, voi avea cuvinte ca să reflecte diferite trăsături ale obiectelor, diferite relații dintre aceste trăsături, relații dintre obiect și alte obiecte și așa mai departe. Voi avea o lume complexă. De ce? Pentru că am un vocabular complex. Ori dumneavoastră trebuie să-i ajutați pe copii să-și însușească în noua limbă și să mai învățați cot la cot cu ei. Nu vă supărați. Știu că spuneți, da, e grea meseria asta. Există și meseria părinte. Sorry. Deci e greu să trăiești într-o țară străină, e greu să muncești și să mai vii și acasă. Este greu. Viața nu e ușoară. Dar știți foarte bine ce face Dumnezeu. Omul harnic și cu inițiativă îl ajută. Îi ușurează jugul și nu dă niciodată sarcinii mai mari decât putem duce. Încercați să fiți alături de copiii dumneavoastră și să învățați odată cu ei. Vă ajută și pe dumneavoastră, dar ajută pe ei să vadă că ceea ce fac ei e relevant, are importanță, vă interesează și pe dumneavoastră. Deci, cu cât atașamentul în familie va fi mai mult și mai divers exprimat, cu atât limba maternă va fi mai vie și nu va părea ceva de domeniul trecutului. Nici dumneavoastră nu trebuie să expediați, e doar sâmbătă la biserică. Atențiune! Este și o limbă vie vorbită în casă, dacă vreți să-i păstrăm lângă noi. În privința limbii de închinare, există acele studii de care v-am vorbit, experiența unor comunități care au arătat că bisericile formate din români trăitori în alte țări se dezvoltă și cuprind generațiile a doua și a treia, adică și copiii și nepoții, doar dacă se folosesc de ambele limbi în serviciile divine. Ambele limbi. În rugăciuni, în studiul biblic, școala de sabat, în predici, în altarul de acasă sau în simple discuții în familie pe teme religioase. Și. Nu este mare lucru. Știu că e mai incomod, e mai greu, dar trebuie făcut de dragul copiilor. A se vedea un proiect al pastorului Cristian Modan, v-am și spus, pentru plicieri din diaspora, lucrează la el. Poate v-a vorbit sau dacă ați avut de discutat pe altă teme, probabil că n-a apucat. Vă spun eu. Sugestia de bunătățire a situației este ca la biserică să se facă școala de sabat în română, iar predica sau părți din ea să se facă în limba țării respective. Gerba asta e pentru viitorul copiilor și al bisericii. Alte recomandări concrete. Ia fiți atenți. Părinții, poate și bunicii, să aleagă o perioadă aparte în timpul săptămânii, eventual în sabat, vineri seara, în care într-un cadru relaxat, agreabil, preferabil după cină, să citească sau să asculte împreună cu copiii câte o poveste în limba română. Apoi să o comenteze împreună în română și în franceză. Recomandăm cartea Andrei Ieremia, deci, da, Andrei Ieremia, ambasadorii binelui. Cu relatări scurte de 2-3 pagini despre întâmplări adevărate, impresionant. Nu știu dacă mai am timp.
Domnul Brașoveanu, cât aș mai putea să vorbesc? Eu zic să ducem mesajul până la capăt. Mulțumesc frumos! Vreau să vă povestesc o mică istorioară, mai mult un minut, nu cred că-mi ia, din propria mea experiență, ca să vedeți cum se poate declanșa ceva în destinul copiilor noștri. Am crescut o fată și un băiat, diferență între 7 ani, Ileana și Vladimir. Prin anii 90, când eu eram consilier la Cotroceni, nu aveam timp de ei deloc. Veneam noaptea târziu, vedeam lumină în casă, mă bucuram, zic, hai că-i găsesc treji, mai vorbesc și eu cu ei. Erau cu una sunt televizor, amândoi. Bună seara, copii! Stați, domne, liniște, stai puțin, să... e ceva important acolo. Zic, dar noi când vorbim? Să se termine acolo. Să termine aia, începe alta. Iar nu aveam timp de... Deci nu puteam să mai stau de vorbă cu copiii mei. Erau dependenți de televizor și nu citeau. Ileana a apucat să se citească, fiind mai mare cu 7 ani, prinsese mai mulți ani înainte de Revoluție, citise toată colecția aia de Jules Verne, citea, avea. Dar băiatul Vladimir nu citea nimic. Era cu jocuri de UEFA pe televizor. Asta știa. Și casete. Video. La un moment dat i-am convins să desfințăm televizor. Le-am explicat într-o seară pe la 2 noapte că așa stăteau. I-am chemat în bucătărie și ne-am spus, uite, tu vei intra în clasa a 5-a și va trebui să ai mai mulți învățători pe care să-i satisfaci pe toți, iar tu vei intra în ultimul an de liceu, va trebui să te hotărești ce faci cu viața ta, spre ce facultate te îndrepți și spre ce meserie. Trebuie să aveți liniște, continuitate, studiu, altfel veți fi niște ratați. Au stat ei speriați așa, impresionați. Ce și da, și ce propui să facem? Și pe primul gest ar fi să luăm televizorul, o să avem un telecolor și să-l ducem în beci. Hai! La 2 noaptea căram televizorul pe scări în basement, cum se spune, nu știu, în Franța cum e, în subsol. Da? Cu un pled de la pac, l-am dus acolo. Acolo a murit când la un moment dat s-a dat o spargere în beciul nostru și a dispărut telecolorul. Deci am scăpat. 9 ani de zile noi n-am avut televizor. Copiii mei au intrat la liceu, au intrat la facultate, s-au dezvoltat bine. Acum Ileana e doctor în filozofie și predă pe la facultate, iar Vladimir e la Oxford. Asta e. Deci oameni care s-au realizat de ce? Le-am desfințat televizorul și ce am făcut? În prima vineri, când m-am întors, când nu am mai avut televizor, erau cam așa, pierdeau timpul pe acolo, știți, ardeau gazul de pomană. Zice, ce faceți? Nu luați și voi să citiți ceva? Păi ce să citim? Zic, hai că vreți să facem o lectură împreună? Da, hai că vă citesc eu ceva. Și ce credeți că ne-am citit? Povestea aia, Puiu, al lui Brătescu Voinești. Deci când am ajuns spre sfârșit, îmi venea și mie să plâng. Eram milă de ei, zic, bă, să nu mă vadă ăștia că plâng, sunt tatăl lor. Când m-am uitat la ei, ei erau cu ochii în lacrimi amândoi. Atunci, le-am terminat în urmă povestea și au început întrebările pe care toate generațiile de copii le-au pus. Dar de ce n-a mai stat o zi? Dar poate își repara aripioara. Dar de ce să-l lase aici? Putea să-l ia în cioc, dar nu putea să-l ia așa. Bă, asta e, așa e povestea, așa trebuie să... Plângeau și ei, plângeam și eu, zic, uite, vă propun o chestie, nu vreți ca în fiecare vineri să avem o seară de lectură? Ba da, le plăcuse. Zic, și să facem cu rândul. Amândoi, că eu zic, hai să o luăm în ordinea vârstei. Eu am fost cel mai în vârstă, urmează Ileana, până Vladimir. Vă rog să mă credeți, veneam acasă și găseam vraiște prin biblioteca dată cu cărți deschise, cu semne puse, căutau o poveste, dar știți ce povești căutau? De-astea impresionante ca să ne facă să plângem. Ei vreau să retrăim, le plăcuse momentul ăla, să reiterăm seara aia, când am plâns împreună. Cât de important a fost că au putut să plângă împreună cu tatăl lor. Realizați ce înseamnă asta? Și au început să citească.
A început Vladimir să citească, căuta peste tot. A găsit Gogol, parcă, sau Maxim Gorki. Are o novelă în care un țăran rus își bate calul până moare calul. Și ăsta descrie procesul, este oribil, îngrozitor. Dar căutau ceva dramatic, la fel ca puiul. Bun. S-a apucat Vladimir să citească. Înțelegeți cum putem să facem? Un moment ăsta de grație poate să influențeze viața unui copil. Încercați să faceți așa ceva. Dedicați-vă timp acestor. Așa, dacă nu ambasadorii binelui sau cea măcar audiobook. Audiobook-ul este mai ușor de urmărit, se ascultă. Dar ascultăm împreună. Da? Și nu butonăm telefonul. Lăsăm telefoanele la intrare. Intrăm în cameră, este un moment în care ascultăm împreună. Și în română și în franceză. Și audiobook inclusiv pe Evanghelii. Ellen White este cea mai bună recomandare. Dacă sunt copii mai mari, să realizeze și studiul săptămânal al școlii de sabat în română, apoi în franceză. De asemenea, să parcurgă împreună cu părinții câte un capitol dintr-un audiobook de Ellen White, Calea către Hristos, Istoria Mântuirii, Rugăciunea. Ia uite așa aici. Familia împlinită. Ellen White. Cât e? Asta este pentru dumneavoastră. Dar găsim în scrierile lui Ellen White lucruri care pot fi ascultate sau citite împreună. Română și franceză. Imposibil să nu găsiți Ellen White în franceză. Nu cred că nu poate fi găsit. Pe urmă, acolo unde apar trimiteri la textul biblic, să se citească voce tare ambele variante din Biblie. Română, franceză. Seara se poate prelungi cu discuții sau jocuri, pornindu-se de la temele citite sau, în cazul audiobook-ului, audiate, dar neapărat și cu rugăciuni. Copiii vor putea constata în timp cât de vii și de lucrătoare pot fi dialogurile lor cu Dumnezeu în sinea lor, pentru că e o formă de a comunica cu Dumnezeu, e o formă de a comunica cu tine însuți, în orice limbă. Indiferent în limba în care simt nevoia. Și nu vor fi simple ritualuri pentru ei. Nu vor fi simple obligații, hai să o bifăm și pasta, că să uită tata urât. Ellen White scrie în Familia Împlinită, un vis ce poate deveni realitate, că părinții pot îndruma pe copiii lor în credință dacă ei înșiși se apropie de cuvânt și dacă sunt un exemplu personal din viața lor. Tocmai pentru că, citez, adună lumină din cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta, cu timpul, copiii vor simți că Dumnezeul părinților și bunicilor lor este și Dumnezeul lor. Altfel nu vor simți, să știți. Și că da, Dumnezeu e ceva frumos, interesant, prestigios, e Dumnezeul părinților, dar nu e și al meu. Nu-l simt, pentru că nu ne-am apropiat de el așa cum... știți, apropo de asta, că dacă ce spune el în noi, că dacă noi nu ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, copiii noștri nu se va apropia. Eu mi s-a întâmplat de multe ori să am discuții cu părinți, de elevi sau de studenți. 4 ani am fost profesor în liceu. Veneau părinții, disperați că le rămâneau copiii corigenți. Pe urmă, studenți. Domn profesor, știți că este fată bună, este băiat bun, e timidă. Sau e timid, dar el, știți cât i-a spus să învețe, că pentru el învață. Și i-a spus, toți părinții îmi spuneau că le spun copiilor să învețe. Îi lăsam să își spună poezia și până ziceam, zic, dar dumneavoastră citiți? Păi când? Lucrez nu știu unde, nu știu. Păi, doamnă, dacă pe dumneavoastră nu v-a văzut niciodată cu o carte în mână, de ce credeți că el ar avea apetitul să învețe? Observați despre ce vorba? Arsenie Boca, dăm altora din ce suntem. Nu cereți copilor noastre să citească cuvântul lui Dumnezeu, să se roage, să mediteze, să dezbată, dacă dumneavoastră nu o faceți. N-au cum. Sunt copiii noștri. Citat din Ellen White, dăruind iubire și afecțiune,
și încurajându-i în cămin, părinții le pot oferi copiilor lor un adăpost sigur și binevenit în fața multelor ispite ale lumii. Educația consecventă, credincioasă din cămin constituie cea mai bună pregătire pe care o pot primi copiii pentru școala vieții. Este, dacă vreți, ce facem noi astă seară este un îndemn pentru a contribui la lucrarea lui Dumnezeu pe care o știți. În vremurile din urmă va avea loc o întoarcere a părinților cu fața spre copii și a copiilor cu fața spre părinți. Prin iubire. Deci este vorba de o reapropiere a generațiilor prin iubire. De-aia am spus comunicarea iubirii, pentru că aici este secretul. În felul acesta, ceea ce vor găsi copiii în căminul lor și nu vor găsi în restul lumii, și ceea ce vor căuta să regăsească la o adică, dacă vor pleca de acasă, ca fiind de mare preț, este atmosfera de iubire ocrotitoare, învăluitoare, de siguranță, dincolo de asigurările lumești, de stăpânirea îngrijorărilor și curaj în înfruntarea greutăților. Toate astea pot fi date doar printr-o relație strânsă cu Dumnezeu. Chiar dacă se vor îndepărta la un moment dat, dacă vor avea partea aceea de această atmosferă și de educație creștină sănătoasă, vor avea la ce să se întoarcă. Și ce spune Solomon? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Are la ce să se întoarcă. Are acea bază, acel cârlig. E ca o ancoră. Alte recomandări. În privința utilizării device-urilor și a navigării pe internet a copiilor, să se stabilească un număr de ore fix de acces, în funcție de vârstă. Și numai după efectuarea temelor sau altor treburi importante, în prezența altor celor maturi și nu într-o cameră izolați cu ușa închisă. Nu-i lăsați să intre la ei în cameră, să închidă ușa după ei și să intre pe internet și pe... Aveți foarte mare grijă la treaba asta. Știți foarte bine că al de Jobs și al de Gates nu și-au lăsat copiii să deschidă calculatorul până la 14 ani. Păi ăștia nu știau despre ce e vorba. Știau foarte bine că în momentul în care copilul n-a apucat să citească o carte, n-a apucat să-și gândească noțiuni abstracte și îi dai direct acces la imagini vizuale, ai terminat. E interrupt evoluția intelectuală. Că nu o să mai vezi niciodată să gândească abstract, cu noțiuni, cu concepte, cu formule matematice, el se va uita în imaginea vizuală. Deci, încep să nu mai aibă răbdare. Știți că studenții mei nu mai pot să se concentreze mai mult de 10-15 minute? Nu se pot concentra. Sunt educați de tabletă. Ritmul în care pot schimba și pot naviga pe internet. Trebuie la 15 minute trebuie să mai faci o glumă, să le povestești o treabă, să le vorbești de meciul de aseară, să trezești și formă. Iar încep când revii la predarea lecției, pentru că nu se mai pot concentra. Sunt educați de device-urile astea. Formă, în privința petrecerii timpului liber, acesta să fie ocupat cât mai bine și mai mult cu activități sănătoase. Sport, exerciții în aer liber, în natură, contactul ăla cu natura, cu liniștea naturii, cu maestatea naturii, cu tot ce îți dă senzația că ești mai puternic și că creația lui Dumnezeu este dovada, e de o perfecțiune și de o frumusețe, e o dovadă palpabilă a designului inteligent. Deci, în natură, neapărat. În prezența unor animale de casă, participarea la cercuri, la ateliere creative, învățarea ceva nou, să învețe să gătească, dacă e fetiță, dacă și dacă e băiat, să învețe să cânte, să învețe un instrument, jocuri cu prietenii, cu frații, cu vecinii, vizite reciproce în prezența părinților și așa mai departe. Sunt o serie întreagă de activități offline, care sunt în afara acestui univers care te face dependent și devine maladiv. Dependența de gadgeturi este o boală ca orice altă dependență.
și care produce întotdeauna iluzia că nu ești dependent. Fiți atenți că este cea mai mare reacție de protecție a acestei boli. Nu am nicio problemă. El e dependent de droguri, e dependent de porno, de pornografie, e dependent de alcool și spune, n-am nicio problemă. Când o avea, o să-ți spun. Alții spun, nu, zice, fumez, dar pot să mă las oricând, nu e nicio problemă. Păi acum de ce nu te las? Acum nu vreau. Dar dacă aș vrea, m-aș lăsa. Înțelegeți care e păcăleala? Și el chiar crede. Nu se poate lăsa. Pentru că e dependent. Iar această iluzie că s-ar lăsa când vrea, dar nu vrea, este exact ideologia secretată de boală, de dependență, ca să nu te lași. E un mecanism subconștient absolut diabolic, pe care omul nu-l conștientizează. Se lasă, se duce după fente, cum se spune în fotbal. În privința îndatoririlor în viața de familie, să se stabilească de comun acord cu spirit de echipă, nu așa, băi, eu vorbesc, voi luați notițe, fiți, nu așa, cu spirit de echipă. Ce sarcini și ce treburi va avea fiecare de îndeplinit și aceasta să devină o rutină ușor de realizat, cu beneficii pentru toată lumea. Pe măsură ce copiii cresc, îndatoririle devin și mai complexe. Rog frumos, invitați-l odată pe pastorul Andrei. Stați puțin, cum îl mai cheamă? Marius Andrei, care crește o grădiniță. Și, da, și a avut soția plecată la muncă în străinătate și a rămas cu ei și a crescut. Și tot timpul este cu ei și tot timpul le vorbește. Este ceva extra. Am mers o dată cu dânsul, distanță mare, tot așa. Mergeam în misiune, Cuvântul lui Dumnezeu. Și vorbea cu ei la telefon, vorbea cu fiecare, vorbea la... Îl avea pus, știți, ca în mașină, îl avea pus pe asta, auzeam și eu, n-aveam încotro. Așa, cu soția. Tot timpul era prezent cu ei acolo, nu-i lăsa, deși era în deplasare, plecat de acasă. Pe urmă, în privința bugetului familiei, să fie informați și copiii cu privire la eventualele lipsuri, la nevoi de economisire, la eșalonarea cheltuielilor, pentru ca ei să se responsabilizeze cât mai de timpuriu și să-și restrângă acele capricii sau dorințe neînțelepte. Copilul, care dacă îi place ceva, vrea să fie al lui. Este o formă infantilă de a aprecia lumea. Știți cum e? Când vreți ceva, noi maturii putem zice, băi, ce frumos, dar nu vreau să-l iau acasă. Copilul vrea să-l ia acasă, că îi place. Aici trebuie educat mult. Pe urmă, trebuie să educați să nu se mai compare cu colegii. Să nu mai vrea neapărat ce ieși cu altul pentru că ăla are și el nu. În privința deciziilor, o să spuneți, da, dar e greu. E greu pentru că este nevoia de integrare și copilul se simte insuficient integrat, de multe ori chiar respins sau marginalizat, fiindcă nu are ce au ceilalți. Ceilalți au Adidas și de ultimul Ragnet, el nu are ultima modă. Ceilalți au telefoane mai sofisticate, el nu are. Ceilalți au șepți care să pună așa, el nu are. Al lui să pună el. Toate lucrurile astea contează pentru copii, pentru că sunt semne ale acceptării și nevoia de recunoaștere și de acceptare este fundamental pentru toți oamenii. La copilul mic este foarte important. Aici trebuie să reglați, să vedeți cum face să-l să simtă apreciat și acceptat după alte criterii, nu după Adidas. Schimbați compania dacă este numai cu dăștea fițoși și el se uită la ei. Dar fără să-i o spuneți, treptat așa încet să se întâlnească cu copii care se laudă cu ce au citit, nu cu ce se încalță. În privința deciziilor importante din familie, să fie și ei informați sau consultați și în funcție de vârstă pentru a-și consolida spiritul de echipă și a-și menține atașamentul pentru bunul mers al familiei. Acum să știți că sunt studii făcute și în Occident și la noi, în care se spune clar și toate converg aici. Copiii care sunt capabili să demonstreze ceva, să aibă argumente, copiii care câștigă
concursurile de debate, de dezbateri, da? Sunt astfel de concursuri în școala modernă. Copiii care știu să se prezinte, să spună ce știu, ce vor și ce așteptări au, în mod coerent, sunt copii care provin din familii care le-au dat dreptul la cuvânt. Copii care au fost consultați. Copii care au fost întrebați, voi ce vreți, asta sau asta? Asta, dar de ce? Și el, copilul, învață să argumenteze. Asta le dezvoltă structurile raționale, structurile logice. Veți avea copii deștepți care se vor descurca în viață. Dacă veți rămâne pe relația autoritară, copilul nu are drept la cuvânt, nu are drept la opinie, nu votează, nu are drept la vot și e doar trebuie să execute, asta da, asta nu, așa se face, așa nu se face, n-am făcut nimic. Copilul trebuie să aleagă el, dar după ce îi se explică. Dacă faci așa, vei avea consecințele următoare. Dacă faci așa, se va putea întâmpla cu tare și cu tare. Există riscul ăsta. Dar de unde știi? Fiindcă eu am trecut pe acolo. Eu am fost la vârsta ta, tu n-ai fost la vârsta mea. Da, așa e. Bun, e logic. Așa că știu, dacă faci asta, se întâmplă asta. Dacă faci asta, alege. Observați? Și asta înseamnă capacitatea de a alege. În final, concluzia. Vă mulțumesc!